Alții și-o scriu pe Sfântul Duh prin mine. Este un ziua praznicului Epifaniei arătării Domnului, numită de noi un popor a botezului Domnului sau a bobotezei, dar poate cu ce mai bine ar fi acest al arătării, al Epifaniei, al descoperirii. De fapt, toate rugăciunile și toate cântările despre aceasta vorbesc. Nu se insistă asupra botezului Domnului de către mâna unui păcătos, care era chiar cel mai sfânt dintre oameni, dar tot păcătos rămânea, pentru că nu era nevoie de botezul lui Hristos, pentru că tocmai zisese înainte Ioan, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, iar cel ce ridică păcatul lumii are nevoie să-i scrie păcatul, să se părăsească, să se păcăiască, nu avea nevoie. Nu asta era important, și Ioan știe, și Ioan, Sfântul Ioan, Sfântul a știut când a zis, eu am nevoie să vin la tine și tu vii la mine, să fii curățit de tine și tu vii la mine. Și Mântuitorul a zis, lasă acum să fie în toată rânduială. În momentul dintre cele mai vechi sărbători, probabil că după Paști și rusalii care se ținea din vechime și erau rânduite și ținute, botezul a fost dintre primele care s-au ținut alături de naștere și e socotit dintre cele mai mari praznici ale creștinătății. Și a zice, de ce? Pentru că nu se prăznuiește, cum am zis, un eveniment, nu ține evenimentul acela că Hristos a coborât în ape și a fost botezat de mâna lui Ioan și a fost cufundat în apă de Ioan. Nu acesta se prăznuiește, că nu avea Hristos păcat pe care trebuia să fie curățit și atunci să se poată coborâ Duhul Sfânt astrăluit și atunci să poată fi locuit de Dumnezeu cum ziceau nestorienii sau cum ziceau alții. Mulți care au greșit, păcătuind în timp și nesocotindu-L pe Hristos Dumnezeu, sau socotindu-L doar din clipa botezului. Și ceea ce cistez eu aceasta, doar prețuind acel moment în care Dumnezeu s-a coborât în ape și ca și cum ar fi avut nevoie să fie curățit de cineva, a primit atunci o anumită curățire, deja se apropie de nestorianism, se apropie de această gândire eretică asupra lui Hristos. Nu aceasta prăznim noi. Și de aceea e bine și am amintit la început că este numit acest praznic, sau nu numai aceasta prăznim noi, acesta, poate în ultimul rând, prăznim pentru că acest praznic este numit și a fost numit de tine Epifania, adică arătarea, descoperirea. Acest, descoperirea acest. Și într-un fel ne minunăm pentru că nu mai vedem ce s-a întâmplat la botez și nu știm bine ce s-a întâmplat. Pentru noi botezul ce înseamnă? Bobotează. Înseamnă că se sfințește apa la biserică și vine preotul. Știți că în vechime, de abia după ce se sfințea biserica, apa în ziua bobotezei, se mergea din casă în casă și se cu acea apă sfințită, se sfințeau casele. Acum, pentru că sunt parohii foarte mari și că nu se mai ajunge să se plece de bobotează, plus că se termină sărbătorile și oamenii merg la muncă, se merge dinainte cu apa botezului, apă tot de la aghiazma mare, de la bobotează dinainte. Și cam atâta știm noi despre bobotează. Că se sfințesc casele, că Dumnezeu cumva a sfințit apele atunci, dar e foarte puțin atât. Da, și tot ce s-a atins Dumnezeu a sfințit și a curățit. Și cumva, într-un fel, în vechime, lumea întreagă s-a cufundat în potop și a fost semnul mâniei lui Dumnezeu prin care a curățit păcatul lumii. Iar acum, Mielul lui Dumnezeu care venea să se jertfească, parcă cumva cuvântându-se în apele Iordanului, reechipea lumea cea veche care se cufunda în apă ca să scape cei buni, să se nască un nou pământ, o nouă lume, un nou neam omenesc curat. Și așa fac acum Dumnezeu, ia spălui păcatul lui, se cufunde el în apă și sfințește după apele. Și el ia spălui păcatul și curăță tot. De fapt, aici la botez se preechipuie ceea ce urma să se întâmple la răstignire. Și nu numai răstignire, devine Ghetsimani. Și în toată noaptea aceea și când Dumnezeu a spălat păcatul lumii și a murit el pentru păcatul lumii și s-a asumat el. Și am preechipuit aici la botez prin faptul că atunci lumea s-a cufundat în ape ca să fie spălată de păcat, să se prăsească. Acum Dumnezeu s-a cufundat în apă în locul lumii și El s-a jertfit și nu se mai jertfește lumea pentru păcat. El era Mielul care urma să se jertfească. Dar nici măcar asta nu neapărat prăznim acum. Mai important și mai important, ci mai mult decât toate. Și pentru care auziți și de aceea am și la cartea Moldemului Felnicul, unde se citește slujba aghiazmei cele mari și ce a spus aseară ați auzit,
fiecare n-a spus să auziți imediatul Părinte Ghie, că se face noua gheazma cea mare, se citește rugăciunea Sfântului Sofronie, Patriarh Ierusalimului, undeva la anul 620, a scris el rugăciunea aceasta, vă dați seama, de atunci era prieten bun al Sfântului Maxim Mărturisitorul și în rugăciunea aceasta ne miră cât de mare vede acest praznic al Bobotezei. Și să o citesc câteva cuvinte din ce zice Sfântul. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vremele de praznic și ceata Sfinților cu noi se adună și Îngerii cu oameni împreună păstrăznuiesc astăzi Harul Sfântului Duh închid de porumbel peste ape se pogoară. Și asta vedem și știm cu toții. Deși pentru această prăznică, iată, s-a arătat Duhul Sfânt ca și subtire porumbel peste ape, în lume. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Și aici ne gândim la soarele acesta trupesc, dar nu este vorba de acela. Aici se referă, știți la ce se referă, la soarele Hristos. Și aici cumva ne apropiem, de ce prăznim noi ziua aceasta și ne bucurăm? Pentru că începând cu ziua botezului, Hristos a descoperit lumii și a început să vorbească. Pentru că a început să se rostească acele cuvinte care tămăduiesc sufletele. Pentru că a început să se piardă vraja cea veche a satanei care a cuprins lumea întreagă. Pentru că atunci de la botez s-a descoperit Dumnezeu și nu s-a descoperit pe El pe El însuși singur. Și l-a descoperit Tatăl și Duhul Sfânt, Duhul Sfânt coborându-se ca porumbel și Tatăl zicând în cer, acesta este Fiul meu cel prelăvit, acesta s-a ascultat. Și descoperindu-l aceștia în fața mulțimilor, fața lui nu mai era nevoie, că știa, dar în fața mulțimilor, din clipa aceea a început el să spună cuvintele acestea care și astăzi mântuie suflete, și astăzi ridică din moarte, și astăzi tămăduiesc inimile frânte și care nu știu unde se odihnească. Și astăzi auzim cuvintele, veniți la mine toți și eu sunt niște povărați și eu voi veni de voi. Și nu zice numai o vorbă de șagă sau de glumă, cum zic mulți, și aruncă cuvinte mari, ci acestea chiar sunt adevărate. Ele, aceste cuvinte, dezleagă porțile și sparg porțile iadului din sufletul nostru. Știți, într-un fel, Dumnezeu, prin răstignire, ne-a nutrit pe noi obiectiv vorbind, adică El a făcut tot ce se putea din partea Lui. A ridicat păcatul lumii, a deschis porțile ca și cum dintr-o închisoare tunecoasă. El a deschis ușile și ferestrele, le-a lăsat deschise, dar de acum înainte îi se cuvine omului să se ridice de acolo și să se iasă din închisoare. Deci Dumnezeu a făcut tot ce era cu putință din partea Lui, dar acum este și rostul omului și libertatea lui de a face ceva. Și ca să se ridice de acolo Dumnezeu, noi nici să ne ridicăm de acolo, să ieșim, nu putem și nici nu vrem. Mi se pare firesc să stăm acolo, păcatele noastre, în felul nostru vechi de a fi. Nu vrem să ieșim din acel fel de a fi. Și atunci Dumnezeu, prin cuvintele sale dumnezeiești, ne-a renăscut din nou, ne-a pus din nou, ca și cum ne-a fiertat o altă lume, ne-a descoperit o altă lume, ne-a înviat. Despre această înviere, despre această bucurie, că de acum încep să rostească cuvintele lui Dumnezeu, că de acum vraja cea veche a diavolului și beția diavolului care acoperea mintea noastră, așa urmea unde, zice părinți, beția diavolului care acoperea mintea omenească, așa cum un om veac ajunge să facă niște prostii, să cadă niște lucruri, ori prea mari despre el, ori prea mici despre ceilalți, ori cine știe ce, orice e stare, sau ca un drogat. Așa Dumnezeu, prin cuvintele sale, parcă te trezești printr-un somn rău, în care stăteai și chiar la El a făcut toate și a deschis toate ușile, dacă nu sunt aceste cuvinte care te trezească și de care le iei înseamnă și de care să te ții, omul nu se ridică să iasă. Și de aceasta este ziua mare, aceasta Bobotezei și Epifania și descoperirea, îi zicem noi. Că astăzi s-a descoperit lumii întregi, am știut de la Botez, dar au știut câțiva. Au știut Maica Domnului, au știut Iosif, au știut păstorii, au știut câțiva că s-a născut Hristos. Resuna și nimeni că a venit Hristos în lume și s-a descoperit. Astăzi s-a descoperit. Astăzi s-a arătat lumii. Astăzi a început prohodirea Lui. De acum auzim că a ieșit să prohodiască peste tot. Până atunci niciodată. Niciodată niciunde n-a vorbit. Astăzi, de-abia după ce cumva a fost îndreptățit, a fost arătat, a fost descoperit de Tatăl și de Duhul Sfânt, nu oricum a ieșit Dumnezeu să prohodească. Când iată a avut, cum zice, din gura doi sau trei martori va fi tot, în gura lui sau trei martori va fi tot adevărul. Și iată, s-a arătat cei doi martori, Duhul Sfânt și Dumnezeu, și Tatăl, Dumnezeu Tatăl, dar și Ioan, care l-a arătat și a zis, iată mie lui Dumnezeu ce își ridică păcatul lumii. Și atunci, în gura acestor trei martori, a unui om și a celor alte două persoane, în fine trăind, se află tot adevărul, că s-a descoperit Hristos. Și de aceea zicem descoperire. Și de aceea zicem epifanie.
și opraznim și ne bucurăm de această zi, că de astăzi au început să curgă izvoarele cele de viață ale Cuvântului Lui Dumnezeu la cumor, este o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur, care este arătat Sfântul în tron și pe o carte deschisă și din cartea Lui curg izvoare de apă și mii de oameni beau din acele izvoare. Dar la Hristos se cuvine să spunem că este așa, să ne echipim o icoană ca aceasta mult mai mult decât la Ioan, că Ioan tot de la Hristos lua, nu de la sine. Așa am zice, astăzi râul Iordan în care s-a cuvântat Hristos pare că s-a prefăcut într-un râu care nu are sfârșit și din care ne adăpăm și noi astăzi și neîncetat ne vom adăpa și fără de care, cuvinte, fără de aceste cuvinte de care Petru zicea, unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice, când s-au tulburat toți, de ce spunea el despre Euharistie, că cel ce nu mănâncă trupul meu și-mi bea sângele meu nu are viață veșnică, veșnicioare în el. Și s-au tulburat toți și au plecat și dintre ucenicii lui, dar nu dintre cei 12. Și s-a întors spre ei și a zis, voi nu plecați? Și el a zis, unde ne vom duce, Doamne? A zis Petru, că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Ei beuseră din această apă. Ei se treziseră. Sau începeau să se trezească. Erau pe această cale dumnezească, a trezirii la Dumnezeu, a întoarcerii la Dumnezeu. Și ne bucurăm de această zi. Ne bucurăm dacă un om a avut o tresărire a inimii vreodată, măcar citi cuvintele Dumnezeu, dacă măcar la un cuvânt al cuiva s-a trezit și s-a cutremurat în lui. În această zi trebuie să vrăznească și să se bucure, să mulțumească Dumnezeu pentru aceste bucurii. În această zi în care a început povăduirea lui Dumnezeu pe pământ, în care Dumnezeu a deschis gura și a început să vorbească și tuturor să le spună. Și dacă din gura unui om deosebit, unui om blând, un om care iubește pe cineva, te bucuri și te primești toate cu bucurie de la ceea ce spune El, dar din gura Dumnezeu, pe care nu-L putem compara cu niciun om, nu este comparație, cu nicio bunătate. Dar să zicem, din ce zice în continuare Sfântul Sofronii, soarele cel neapus a răsărit, deci nu soarele acesta, ci astăzi a răsărit pentru noi soarele cel neapus, în ce sens? Că începe să-L vedem, că ni se descoperă, astăzi știm că El este, începe să vorbească. Soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. E vorba de lumina Evangheliei lui Hristos, a cuvintelor Lui, pe care l-ați auzit înainte de Evanghelie, când zice, strălucește în inimile noastre, viitorul de oameni, stăpâne, lumina cea curată, cunoaștere de zilei tale. E aceeași lumină. Nu e vorba de soarele de soare. Despre acest soare vorbea Sfântul Sofronie. Astăzi, luna cu raza luminoasă luminează pământul. În sens, de ce vorbește de lună? În general, părinții, când ziceau de lună sau de stele și le foloseau în sens metaforic, ziceau că sunt acele care cumva capătă importanță sau au importanță legată de soare. De exemplu, luna n-ar avea importanță fără de soare, iar n-ar avea lumină. Acum, parcă și ceilalți, și cei din prejurul nostru, într-un fel sau într-altul, capătă valoare pentru că a venit și a arătat Hristos și cunoaște de Dumnezeu și cunoaște de Hristos. Astăzi, stele și luminoase cu lumina strălucirilor, lumea înfrumusețează ca și îngerii. Altfel luminează îngerii. Acum, altfel lucrează și altfel vedem lucrarea lor. Astăzi, norii răurează din cer, oamenilor toaia de tății, nu e vorba de norii aceștia. Ca și până aici, cerurile s-au făcut ca niște nori care picură peste noi roba dreptății și nu e vorba de dreptatea aceasta pământească, ci e vorba de aceeași dreptate care Dumnezeu a zis când a zis lui Ioan, lasă acum să vină toată dreptatea. Și care era dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu era smerenia Lui. Adică lasă acum să mă smeresc până la sfârșit. Lasă să mă fac om și să mă socotesc și păcătos. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Să se facă de sine mai smerit și mai smerit decât păcătoși. Că mulți dintre evrei n-au venit să se, la Ioan să se scotească păcătoși. Nu s-au înfățișat acolo. Dar Domnul Dumnezeu a zis, lasă să împlinească toată dreptatea. Să mă fac eu asemenea păcătoșilor. Să mă cobor acolo, în măsura lor. Deci asta era dreptatea lui Dumnezeu. Să se facă asemenea nouă, să se smerească ca și noi. Și zicem noi, astăzi, noi răurează în cer oamenilor ploaia dreptății, adică a milostivirii lui Dumnezeu, a dragostei Lui, mai mult decât orice. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins de mâna, cu mâna de către făptura sa. Astăzi și mâna aceea a rămas întreagă la mănăstirea Dionisiu, este și astăzi în Muntele Athos. Mâna cu care s-a atins Ioan de creștetul făcătorului său. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea Lui, văzând povărârea Lui Dumnezeu la noi, astăzi, apele Iordanului, se prefacă în vindecări cu venirea Domnului. Și să știți că nu-i vorba neapărat de apele Iordanului, că nu oricine va coborâ acum la apele Iordanului. Deci toate aceste cuvinte au înțeles metaforic, alegoric, în mare măsură. Cum am spus, dintr-o dată apele acestea ale Iordanului
în care s-a pogorât Dumnezeu atunci și în care cumva i s-au făcut păcatele din noi, s-a socotit ca un păcătos, i s-a făcut nouă ca un râu necetat care curge, spune apele cuvintelor lui, care curg și vindecă. Și ai credinței în el. Cu venirea Domnului astăzi, toată făptura se adaptă cu curgeri tainice, vedeți, de curgeri acestea tainice se vorbește. Toată făptura se adaptă de curgeri tainice ale Cuvântului Dumnezeu și ale dreptății din care a venit pe pământ și de care se spune că și făptura și lumea nezidită așteaptă configurarea, arătarea și descoperirea Fiilor lui Dumnezeu. Deci și această făptură de care zice Sfântul Apostol Pavel așteaptă descoperirea Fiilor lui Dumnezeu, iar Fiul lui Dumnezeu se află în fiecare dintre noi și așteaptă să fie luminat și descoperit. Astăzi păcatele oamenilor se curăsesc în apele Iordanului. Astăzi raiul se deschise oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Și așa este. A fost închise porțile raiului până acum. Cherubim de foc stătea la porțile raiului și nu lăsa să treacă nimeni. Și iată că s-a deschis cerurile, se zice, s-a deschis cerurile și Duhul lui Dumnezeu a venit și a coborât peste Hristos. Și despre această deschidere a cerurilor putem zice că s-a deschis raiul. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se deface dulceața poporului cu venirea Domnului. De ce zice apa cea amară? Pentru că atunci aceștia vând apă nu era amară. Dar vând această apă, aceasta a dus la moarte, până la urmă tot au murit, tot aceea au murit. Niciunul n-a trăit, era apa, era apă materialnică, apă trecătoare, dar Dumnezeu ne dă astăzi, începând la Epifanie, o altă apă netrecătoare, cel ce bea din apa aceasta nu va muri în viață, nu va mai înseta. Nu va mai înseta niciodată și nici nu va mai muri. Astăzi ne-am izbăvit de plus, vreți ca un Israel nou, ne-am mântuit. Tot aseamănă foarte mult cu ce s-a adunat de pustie, cu Israelul care a umblat în pustie. Și ne izbăvim de plusul cel vechi, noi care am stat în robie, așa trebuie să ne simțim. Un Israel nou care a stat în robia păcatelor și care ieșim ca să ne livreze Dumnezeu spre țara făgăduinței, încă de acum presimțind-o. Ca Moise văzând-o de departe, dar încă neintrând cu totul în ea. Așa cum Moise a văzut de pe muntele Nebo. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric, cu lumina cunoștinței lui Dumnezeu ne-a luminat și aici lămurește de sfârșit ce vrea să spună până acum. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric, cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se disprește cu arătarea Domnului nostru. Vedeți, despre aceasta este vorba, despre aceasta prăznim și aceasta, pentru aceasta ne bucurăm astăzi. În primul rând și în primul rând că s-a arătat și s-a descoperit Hristos, Fiul Dumnezeu. Și prin El s-a arătat toată zeirea, dumnezeirea, pentru că El era chipul Tatălui și prin coborârea Lui pe pământ a venit și Duhul Sfânt mai apoi. Și El a pregătit coborârea Duhului Sfânt peste apostol. Prin El, într-un fel, s-a descoperit și s-a deschis calea arătării și descoperirii trăimii în lume. Dar odată cu El și acum la botez s-a descoperit și trăimea, pentru că este prima oară când se descoperă cei trei. Fiul era în apele Iordanului, porumbelul, adică chipul Duhului Sfânt. Dar nu după ființă era Duhul Sfânt porumbel, ci după chip, că de aceea și zice, s-a arătat sub chip de porumbel, era un chip. Nu că Duhul, să nu vă închipuiți că Duhul Sfânt e un porumbel. Nu trebuie să ne închipuim așa. Și s-a arătat sub chipul acesta pentru că el amintea de ce se întâmplase în alte vremuri, atunci când a alecat Dumnezeu pământul în apă, un porumbel a fost trimis și a adus o ramură de măslin ca semn al împăcării și al izbăvirii din potop și a faptului că Dumnezeu se împacă cu omul și îi dă un nou legământ și un nou început și de acum omul din nou va putea să locuiască pe pământ și să pună nouă lege, o nouă rânduială. Și atunci semnul venirii porumbelului cu ramă de măsline în cioc a fost semnul păcii, semnul iertării lui Dumnezeu. Acesta a fost semnul iertării lui Dumnezeu, semnul milostivirii lui Dumnezeu. Și acum din nou se arată Duhul Sfânt sub fi de porumbel pentru că e din nou un nou legământ, un legământ veșnic. Nu ca și la pregător și remelnic, pentru un timp oarecare și un legământ veșnic al milostivirii și al dragostei lui Dumnezeu pentru om, și care atunci s-a odihnit și s-a făcut pace între om și Dumnezeu prin ștergerea de pe fața pământului a celor care au trăit în păcate mari și urâte, iar acum s-a făcut pace între om și Dumnezeu prin jertfa chiar a lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, care s-a dat El pentru păcatul lumii. De aceea s-a arătat Duhul Sfânt acum ca porumbel. Iar glasul Tatălui din cer a zis, de trei ori în Evanghelie se vorbește despre arătarea aceasta a Tatălui prin glasul Său, odată la botez, odată pe muntele Taborului, când la fel spune ca și la botez, acesta este Fiul meu, pe acesta să-L urmați, pe acesta să-L ascultați, și odată, înainte de răstignire,
când Dumnezeu, când Mântuitorul zice, Doamne, preamărește-mă, și a zis, l-a preamărit și încă îl voi preamări, auzi, glas din cer, al lui Dumnezeu, că a preamărit numele Fiului și îl va mai preamări. Și era glasul Tatălui cu care vorbea Dumnezeu Fiul. De trei ori, în acele momente, am zice, poate cine fi de cele mai importante, odată, acum înainte de covăduire, odată când a vorbit, dar atunci înainte de răstignire. Deci pentru aceasta, ca să nu lungesc cuvântul, pentru aceasta prăznim ziua aceasta, că de astăzi se descoperă, se luminează și se vede întunericul al o parte din inimile noastre, din sfetele noastre, prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Merenia lui Dumnezeu. Și să știți că noi, în general, se insistă în predici sau în cuvânt sau în cele ce ne aducem noi aminte, se insistă pe smerenia aceasta, că s-a coborât sub mâna robului, s-a cerut să-i se dezlege păcatele, ca și cum, sau a venit ca un om plin de pocăință, ca și cum ar fi a fost plin de păcate, la apele Iordan, unde veneau toți care se simțeau împovărați de păcate, și aceasta este o smerenie mare, pentru că Dumnezeu nu avea păcate. Și mai târziu, când zice, cine dintre voi mă poate vorbi de păcat, nu zicea numai așa ca să se aude cuvântul, ci chiar îi întreba. Și ei n-au știut niciun să zică un păcat, ceva. Și atunci când l-au acuzat de păcat împotriva legii lui Dumnezeu, în noaptea aceea când l-au judecat și l-au trăit de la Ana Caiafa și la Pilat dimineață, se certau între ei și martorii nu se înțelegeau în mărturile care le vedeau, pentru că unul spunea într-un fel și altul spunea altul, se vedea clar că mințeau în ceea ce spuneau. Până la urmă, ceea ce a deranjat pe ei și singurul păcat pe care l-au putut găsi la el, în afară de acela în care socoteau că nu ține sâmbăta, deși nu era adevărat, că ținea sâmbăta, dar o ținea așa cum a cerut Dumnezeu duhovnicește și nu în literă cum o învățaseră ei sau cum o transformaseră ei. Și atâtea ori a certat și a zis, fățarnicilor, dacă unul dintre voi îi cad în vouă în groapă, sau dacă trebuie să-i dea apă în ziua aceea vitelor lui, în ziua sâmbătă, iar nu se lege să adapte pe boul său, sau că-i cade pe animal în groapă, nu se lege să-l scoate de acolo în ziua aceea, iar pe acești oameni necăjiți, care de atâția ani sunt prinși de păcate și care s-au dat să-i găsească acolo, în ziua sâmbătă, pentru că era templu și acolo veneau să adunau tot poporul, aceștia să nu-i deslegăm. Și cumva le-a dovedit și le-a vădit păcatul lor că greșeau când îl acuzau că nu ține sâmbăta și că Dumnezeu s-a supus întru totul legilor vechi, rânduielilor vechi și n-a vrut să-l acuze. Deci îl acuzau de aceasta, iar dar singurul de fapt păcat, așa zis păcat pentru care puteau să-l acuze, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Aceasta a fost pentru care l-au ucis, aceasta a fost pentru care au găsit motiv să-l ucidă. S-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Și întorcându-ne, mai mult decât această smerenie, că s-a plecat sub mâna robului, mai mult decât această smerenie, că s-a făcut ca unul dintre noi, putem vorbi astăzi de o smerenie pe care foarte puțin am gândit-o sau am trăit-o sau am dibuit-o cu mintea. Aceea de a sta 30 de ani în tăcere în lume, de a sta 30 de ani printre oameni, nimic suprafiresc cunoscut până atunci, nu se mirau de înțelepciunea lui, fapt clar, prin care se dovedește că ei care îl cunoșteau din Nazaret ziceau, unde știți că are înțelepciunea acesta? Oare nu știm noi pe el? Nu știm noi că este Fiul de slavă, nu știm noi pe mama lui, nu știm noi frații lui, surorile lui, adică fii lui Iosif din prima căsătorie și alți grișori ai lui. Nu știu noi tot așa și de unde aceasta învățătura. Adică nu știu noi că dintr-o familie simplă, n-a fost nici la Roma, nici în Atena, nici în Alexandria să învețe, nici în India, cum vorbesc prostește acum mulți și zic că s-a dus să învețe la mari mistici indieni. Nici unde, nici în Caldeea, la înțelepții, așa zis, cititori în stele, n-a fost. Și de unde are această înțelepciune aceasta? Nici la școală de Gamaliel ca Pavel nu a stat. Și înțelepciunea sigur o avea, pentru că știm că la 12 ani deci, și-a ascuns-o, și-a ținut-o ascuns și n-a spus multe. Și smerenia aceasta de a tăcea,
treceam, de așteptat vremea potrivită, cuvenită la care să vorbească și la care se deschide este mare. Mulți au reușit și au zis, doar la botez a coborât asupra lui Duhul Sfânt și l-a umplut de înțelepciune. Și nu e adevărat. A Dumnezeu era așa, de la început, gândiți-vă, aveți pe cealaltă, a intrat în templu și i-a uimit pe învățătorii aceia și pe preoții și mai mari templului, care nu puteau să răspundă la întrebările lui și nu știau și se minunau de răspunsurile lui și de ceea ce spunea el. Și răspunsurile înțelepte mai presus de întrebările lor. Și asta era templul din Ierusalim, el s-a întors înapoi, el a rămas în templul din Ierusalim, de la înțelepții înțelepților. Și acum sunt vestiți rabinii care înțelepciune. Gândiți-vă cât eu fi întrebat dacă stau mirați când toți ascultându-l. Erau atunci cunoscuți la bine, erau și medici, erau și ei se dicecau la toate. Erau săpătiți în toate, cunoscătorii toate. Și cât l-o fi întrebat și cât l-o fi încercat să-i găsească, poate se minunau de cel copil de care nu știau cine e. Și deci înțelepciunea avea Dumnezeu și nu numai înțelepciune și toate cele știm, cele ce le știm de la Mântuitorul. Și totuși acestea toate le-a ținut ascunse. Le-a ținut ascunse și puterea și toate și puterea tămăduitoare și tot ce putem spune și cuvintele de foc pe care ai fi putut să le spună și le-a trecut sau poate le-a spus doar în taină, poate le-a știut Maica lui Dumnezeu, cine știe. Dar oricum, mulțimea n-a știut, oamenii n-au știut. Această smerenie a Dumnezeu, această tăcere este greu de înțeles pentru noi. Adică noi, în general, dacă avem un mic cuvânt, ne aruncăm, să ne repezim, ne lăudăm cu el, ne punem în vitrină, ne scoatem în evidență. Nu știm cum să mai arătăm, cum să mai vadă toată lumea, dacă se poate să ne punem vivele cât mai multe. Atestări, dovezi, documente prin care suntem atestați. Dar e nici poveste. E clar că Dumnezeu altfel are. Dumnezeu nu are nevoie de slava oamenilor. Nu are nevoie de slava oamenilor, în sensul că nu jinduiește cu slava lumii. El nu venise în lume ca oamenii să slăvească în înțelesul acesta așa, să-l cinstească, așa, pur și simplu. Că avea nevoie de cinstire. Nu avea nevoie de Dumnezeu pentru cinstire. El venise în lume pentru om. El venise în lume pentru om și ca să asculte omul și să întoarcă sufletul omenește pe lumină. Și n-a vorbit până la 30 de ani, pentru că acolo era socotită vârstă la care, și de la care puteai fi ascultat ca om, puteai fi luat în seamă. Până atunci nu te lua nimeni în seamă. Era un țânt, era nimeni. Cineva acesta de 20 de ani. Dacă și pe vremea lui Pascal se socotea că până la 25 de ani nici nu ai cu cine vorbi. Atunci era până 30 de ani. Și de la 30 de ani a venit să se boteze la lui Iordanului și atunci să vorbească și să n-aibă motiv ceilalți care îl ascultă sau ceilalți care în față părea să întâmplă minune să zică cine știe cine e acesta, un copil, un tânăr. Și să găsească și să cine acesta un motiv de a nu asculta, plus, cum zic Sfinții cei mari, care aici îi zic, la tinerețe, în copilărie, sunt ispitele înțelepciunii, ale cunoașterii, știți ce trece și prin ce trec toți la adolescență. Dacă e așa, dacă nu e așa, dacă tot ce gândesc bătrânii și părinții nu e așa, și ceea ce gândesc eu acum e așa. Dar dacă lumea e așa și nu e așa cum gândeam eu până acum, și a trecut prin această ispită, adică a purtat, n-a căzut în niciuna dintre aceste ispite ale firii omului. Le-a cunoscut într-un fel. A trecut mai departe peste ispitele acelea ale tinereții, tot ce înseamnă tinerețea, cu ale ei. Și pare ziceau părinții, a ajuns la ispitele maturității și care continuă și demnesc până spre bătrânețe, acela în avuțirii și al laudei, al slăvirii de sine, al lăudăroșeniei. Și ca să nu se poată zice că tu ce ne vorbești, că tu nu știi, n-ai trebuit în viață, nu cunoști. Ce ispite ducem noi și ce ne cazul purtăm noi. El purta deja și avea toată firea umană în toate ale ei, toți în omul, dar și toate ispitele care puteau veni din firea umană, l-au încercat și niciuna n-a căzut, firea umană lui Hristos. Niciuna n-a căzut. Și de aceea a întârziat când a văzut aceea. Și ce ascultare și ce curăție și ce cumințenie trebuie să fie avut Hristos. Și a avut, a trecut. Cât de greu este unui om. Ca, să zicem, și-am mai zis o altă exemplu ăsta, să spunem că ești vier, se pricepi la vie, se pricepi cum să o tai, știi până ce muguri să tai via și nu mai departe mugurul ăla și nici mai sus și nici mai jos fiecare coardă cum să o tai și dacă ai sta undeva într-o prispă și ai vedea cum niște oameni chemați să taie via, taie cum nu trebuie și taie via nu se cuvine și via la care ai pus și tu și pe care tu ai pus și pe care tu te-ai ostenit. Și pe care tu te-ai necăjit
și ai adus-o și ai purtat-o și ai ținut-o și ai udat-o și nu cred că ar putea sta omul acela acolo liniștit să zică încetați, nu mai tăiați așa. Gândiți-vă că acest lucru l-a făcut Mântuitorul, El care era Săditorul vie, El care era cu Duhul vie, din care își vreau toată mlădița, adică toți oamenii și în care trebuiau să se înșurească toți oamenii. Și vedeau cum era tăiată firea umană și cum era purtată, de aceea cuvintele acelea aspre, care par aspre, dar de fapt așa era adevărul împotriva celor care, vai vouă cărturarilor și fariseilor, celor care tăiau via, acelor care împărțeau dreptatea și celor care spuneau ce e bine și ce e rău, în care zice că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să se mântuiască, și voi v-ați tăiat rău și pe alții tăiați rău. Și închideți porțile raiului oamenilor și nici voi nu intrați și dați poveri de purtat oamenilor și voi nu le vă atinge nici cu degetul cel mic. De aceea, aceste cuvinte care par astfel, dar care vreau să-i trezească și pe aceea, și pe viei cei răi, care nu știau să nu iubeau via, se împlineau cuvintele psalmistului, care zicea că iată, gardul din jurul viei s-a dărâmat și porcul sălbatic a intrat în ea și a distrus-o. Ei, acestea toate le-a văzut Dumnezeu de mult, dar acum și în trup, trăind alături de ei, tainic și-a trecut. Și-a așteptat vremea cuvenită, pentru că vreme mai repede decât aceasta, mai mult rău a făcut, mai mult ghierilor și celorlalți, nu atât omului în sine, dar și oamenilor, și viei ca să-l asculte pe el, și vierilor acestora care tăiau, pentru că nu l-ar fi ascultat și l-ar fi cu mai mult o sârdie și nu l-ar fi ascultat poate mult mai puțin. Dar așa a spus vremea cuvenită în care se poate vorbi și să nu aibă motiv omul să zică n-am putut pentru că nu știe ce ai viață, n-ai trecut prin ispite, nu înțelegi, ești un tânăr, ești de vacă, nu te-am ascultat. Și toate acestea le-a răbdat ca să mă aștepte vremea cuvenită. Și să știți că răbdarea asta Dumnezeu are cu fiecare om în parte. Și este o vreme a fiecărui om, așa cum Sfântul Ioan Gurădeau spunea că Sfântul Apostol Pavel, nici mai devreme, nici mai târziu, nu putea să vină acea arătare și descoperire dumnezească în Damascului. Și atunci a fost vremea în care Dumnezeu putea să-i se descopere și era pregătit sufletul său pentru această descoperire, ca să-l poate și primi. Și cât se ostenește Dumnezeu, și aceasta e, cred că, osteneala cea mare a Dumnezeu și iubirea rănită lui Dumnezeu, care caută neîncetat vremea potrivită și așterne parcă neîncetat vreme potrivită pentru om ca să se întoarcă, ca să-i poată vorbi atunci, ca și cum ar rândui straturile, ar pune sămânța și noi lăsăm țoile să intre, să mănânce totul. Noi facem drum de trecere pe acolo, noi aruncăm cu pietre și umplem pietre grădina pământului și pământul inimii noastre, noi umplem de sfini și iar rodește Dumnezeu și iar din nou face curățenie din vreme în vreme, ca să aștepte vremea cuvenită în care se poate arunca sămânța și aceasta să crească. Și această răbdare a lui Dumnezeu și cu noi. Și să nu auzim cuvintele Mântuitorului care a zis, văzând Ierusalimul de parte, vai ție Ierusalime, că n-ai cunoscut vremea cerșetării tale, cât aș fi vrut să vă adun pe voi sub aripile mele, cum adună găina croșca pui săi sub aripi. Și voi n-ați vrut, n-ai cunoscut vremea cerșetării tale. Mi se pare că de cele mai triste cuvinte ale Evangheliei. Pentru că vremea cercetării este și pentru noi și este o vreme oarecare în care sufletul ne se deschide, în care pământul par prin alinii noastre, cât ar fi noi de vârtășați și de potrivitori. Totuși, prin tainice lucrări Dumnezeu îl face să se moaie, prin scurte, prin boli, prin dureri, prin frumusețea cerului și a pământului, prin ochii copilașilor, prin sfaturile bune a celor din jur, prin dragostea părinților, prin dragostea apropiaților, prin multe, 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 în care Dumnezeu încearcă să moaie pământul inimii noastre și dacă atunci, și nici atunci nu vrea omul să primească, atunci își vădește cumva alegerea, nu mai are cuvânt de împotrivire, n-am știut, n-am vrut, n-am vrut. Mai mult poate să zică n-am vrut, că mai mult de atât n-am știut, știam, dacă mi-ai spus, dacă mi-ai fiertat, dacă altă mi te-ai descoperit. Și gândiți-vă, între oamenii aceia, mulțimile aceia, Dumnezeu nu se arăta cu nimic deosebit. Nimeni nu s-a întors spre el, mulțimile aceia care veneau la botez să zică, iată un om deosebit de noi. Nu era. Nici mireasmă, el care a zidit și a făcut mireasmă tuturor florilor, nu dădea prin nimic mireasmă. Se ascundea. El care a făcut tunetul și cerere și sunetele și tot ce înseamnă, nu suna nici cum. Nu se arăta nici cum cu nicio Chichegor. Nu era ca un papagal mare, roșu, care trăgea atenția. El care a zidit totul, care a făcut soarele, nu se lucea ca soarele, nu s-a arătat așa, era tainic față de ei, se ascundea față de ochi, să știți că așa e, de ce nu am întors în viața noastră?
Dumnezeu e tainic. Și de aceea predică la sine neîncetat. Și dacă ai citit rugăciunile pe care le-a scris, tot timpul amintește de acesta și zice, Doamne, care Tu tainic vii din veac în veac și sub chip diferit, să nu te cunoaște, sub chip ascuns, vii și cercetezi pe noi și umbli alături de noi peste veacuri. Așa cum atunci Hristos era între ei și ei nu știau. Ei nu știau că e între ei. Așa din veac în veac, din timp în timp, Dumnezeu vine și călătorește alături de noi ca și cu călătorii spre Emaus și umblă alături de noi și noi nu știm. Dar așa rodește Dumnezeu și așa face încât dacă inima noastră cât de cât e lucrată, mai ales prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a lucrat Dumnezeu inimile celor doi pe drumul Emausului, că le-a spus toate tâlcuirile, că nu trebuia să mă dimească și Hristos, nu trebuia, iată ce spun Salim, iată ce spune Moise, iată ce spun celelalte, ce spun prorocii. Și ei, lăsându-și inima lucrată de cuvântul lui Dumnezeu, au putut spune la sfârșit să-L recunoască, să zică, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trupea Scripturile? Ei, Dumnezeu vorbește tainii, nu simțim, nu iese cu nimic în evidentă, nici nu erau într-o transă oamenii aceia pe drum, nici nu simțeau o căldură în mâini sau în gloape sau în ochi sau în inimă, neapărat. Apoi, de-abia după ce au simțit că ardea inima lor, după ce s-au trezit cu mintea și au înțeles Scripturile, nu se arată prin ceva neapărat trupesc Dumnezeu, nu iese în evidență prin cele lumii acestea. Trece pe lângă noi Dumnezeu, trece pe lângă noi sau trece noi pe lângă Dumnezeu cu nepăsare, zici că n-am observat nimic. Așa cum cei de la a doua venire vor zice, Doamne, când a fost aceasta? Noi nu te-am văzut. Unde erai? Și Dumnezeu era multe și se vedea și se vedea multe, dar inima acelor oameni nu a fost lăsat, nu s-a lăsat să fie lucrat cu Dumnezeu, să fie săpată, să fie arată, să fie rânduită și să poată rodi. Și dacă a făcut așa, n-au rodit, n-au văzut nimic. N-au cunoscut cine erai, unde erai, că noi ne-am văzut, dacă te-ai fi arătat. Dar cei care n-au ascultă și nu văd și nu-și lasă inima lucrată, nici dacă se arată Hristos și se vede și se arată, nu se vor lăsa lucrat de Cuvântul Dumnezeu. Să nu ne înșelăm. Cei ce acum, când tai Dumnezeu ne vorbește neîncetat, prin toate, când ne încearcă și ne așteaptă în toate chipurile să ne întoarcem spre El și nu se întorc spre Dumnezeu, și nu cunosc vremea cercetării lor, nici dacă s-a arătat Hristos, nici dacă a înviat din morți acum, încă o dată, alături de noi să-L vedem, nu o să ne-am întoarce. Așa cum Avram i-a zis acelui bogat, și dacă ar învia cineva din morți, dacă n-au văzut la legii și prorocilor și ne-au ascultat, nici dacă învia cineva din morți, nu ar crede. Și așa a fost. Că evreii și urmașii lor, și dacă a înviat cineva din morți, cum a înviat, și la anul mai târziu, dar și Mântuitorul mai ales, și tot n-au crezut. Pentru că n-ascultau Duhul legii și a prorocilor, ci ascultau hotărârile lor și micimea inimii lor. Dumnezeu să ne ajute să ne vedească, să putem să cunoaștem vremea cercetării noastre și vremea cercetării noastre, Duhului.